Într-o emisiune difuzată de un post central de televiziune, primul ministru al României, Ludovic Orban, a vorbit în premieră despre decizia guvernului PNL de a renunța la energia pe cărbune. Declarațiile premierului au atras o reacție dură din partea multor voci din domeniu. Pe lângă problemele economice, o astfel de decizie ar putea lăsa abandonată pe un munte de cărbune cariera de la Husnicioara. O problemă majoră va fi și pentru complexul energetic Oltenia din județul Gorj. Cu mai multe detalii despre acest subiect, vine colega noastră, Denisa Preotasa. Denisa, ce impact ar putea avea această decizie? Bună seara, Cosmina, bună seara, doamnelor și domnilor. Așa este, într-adevăr, vorbim despre o decizie a guvernului care ar afecta o industrie puternică, să spunem. L-am lângă mine pe Paul Constantinescu, vicepreședinte al Federației Energetice. Vă rog, spuneți-ne despre ce este vorba și ce se poate face în continuare. Da, practic, declarațiile lansate în spațiu public și anumite decizii ale guvernului și, până la urmă, tot ce ține de Ministerul Energiei, au inflamat cei aproape 13.000 de salariați din cadrul complexului energetic Oltenia vis-a-vis de perspectiva care, mă rog, se arată a fi sumbră în cadrul complexului. Ieri am avut o întâlnire la complexul energetic Oltenia cu membrii directoratului. Dumnealor, la solicitarea sindicatelor, la solicitarea noastră, au venit cu niște precizări în acest sens. Deci, până la urmă, domniile lor ne-au prezentat o situație a complexului, o situație care nu este tocmai bună în ultima perioadă, atât datorită lipsei de vânzare de energie, care știm foarte bine cum este. Totodată a fost și situația cu pandemia. Deci, practic, dumnealor ne-au prezentat o situație. Complexul energetic Oltenia, în linii mari, își dorește, până la urmă, în viitor apropiat, să funcționeze practic cu trei surse de energie, ca să spun așa, în cea mai mare parte, fără îndoială, pe cărbune, mult mai diminuat față de perioada de acum. De asemenea, își doresc ca unele termocentrale, în special termocentrala de la Craiova, Ișalnița, Craiova 2 și termocentrala de la Turceni, să aibă implementat un grup pe gaz și, de asemenea, își doresc să facă un parc de eoliene, acolo unde, când e nevoie să intre în piața de energie, să poată să intre mai ușor, pentru că știm foarte bine, termocentralele pe cărbune au un ciclu de a intra imediat în producție atunci când dispeceratul național o cere, mult mai greu de intrat în flux imediat, și în condițiile ăștia complexul s-a gândit, ținând cont și de situația cărbunelui în general și a personalului, pentru că vis-a-vis de personal trebuie să spunem că în următorii ani în complexul energetic Oltenia vor ieși foarte mulți salariați la pensie. Practic, în următorii 5-6 ani, complexul ar putea ajunge la jumătate din numărul de salariați. Dacă vorbim acum de o cifră de 12.800 de salariați, în următorii 4-5 ani, undeva la 6-7.000 de salariați vor mai face parte din complexul energetic Oltenia. O situație foarte dificilă, ținând cont și de situația expropierilor, care știm foarte bine cum sunt cu vis-a-vis de casele oamenilor care sunt și trebuie expropiate. E o situație delicată din punctul ăsta de vedere și complexul ne-a prezentat ieri o situație financiară a companiei și totodată a vorbit de perspectiva asta vis-a-vis de o termocentrală pe gaz și parcurile de care vă vorbeam. Vorbim în același timp și despre o comparație cu țările vecine sau apropiate. Spune, Germania a construit o centrală pe cărbune, în timp ce noi vrem să închidem această industrie. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Da, noi nu suntem mulțumiți de atitudinea asta, fără îndoială, și de modul în care s-a investit în ultimii ani. Dacă facem referire ca președinte al sindicatului de la cariera Husnicioara, de pildă, la noi situația este una foarte dificilă, nu s-a făcut retehnologizări de ani de zile. De asemenea, funcționăm la jumătate din capacitatea pe care o aveam înainte, atunci când dădeam la regia autonomă de activități nucleare, când dădeam cărbunele la termocentrala de la Lânga. Situația s-a schimbat mult, acum dăm cărbune doar la Turceni, fără îndoială că fără o investiție serioasă și gândită pe termen lung, fără o strategie energetică pe termen lung, viitorul minier va fi unul sumbru, fără îndoială. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Acestea au fost informațiile până în acest moment. Cosmina, înapoi la tine.